Iubiți frați și surori, stimați oaspeți de casei Domnului, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, în această seară a sosit momentul să ascultăm cuvântul Domnului. Unul dintre principiile mele foarte clare atunci când predic Evanghelie este să predic în timpul optim, când el are corespondent și are impactul maxim. Unul dintre lucrurile care le-am constatat și în predicarea Evangheliei este că până la orele 8, dacă slujba începe la 6, oamenii mai ascultă cuvântul. După 8, e problemă deja. Era tot de mult într-o seară la evangelizare și slujba începuse la ora 6 și păstorul de acolo mi-a spus, frate Virgil, noi aseară am stat până la 9:30. Începuse la 6, stătuse până la 9:30. Și eu n-am problemă pentru când stați dumneavoastră. Eu stau cu dumneavoastră la 12, fără probleme. Numai pe mine mă puneți să predic în timpul optim de predicare. Și el m-a spus atunci cât e? Până în 8. Să mă puneți că la 8 eu aterizez, eu închei. După aceea cântăm, recităm, stăm noapte prelungită, dacă vreți, fără probleme. Dar eu trebuie să predic în timpul optim de vestirea Evangheliei. Cineva de lângă mine, care era un păstor din zonă, sus fratele Virgil, eu m-am gândit să vorbesc înaintea dumitale și dumneata să vorbești după mine și vorbești peste 8 cât vrei dumneata. Zic, fratele meu, dumneata lasă-mă cu mine să vorbesc până în 8 și după 8 ai să vorbești dumneata. Vrei? Bun, gata, vorbesc eu. Pe mine m-au pus frații, am vorbit până în 8, biserica a fost receptivă, a fost ascultătoare, la ora 8 am aterizat, am încheiat mesajul și după aceea s-a mai cântat o cântare și a urmat fratele. După ce urma fratele, o predicat, o transpirat, o predicat, o transpirat, după ce s-a dat jos, am întrebat, cum e după ori? E greu. De ce? Slujbele noastre sunt setate pe anumite lucruri. Înăuntru nostru avem un ceas biologic care în timp se intră pe automat. Dacă un om lucrează o viață întreagă, schimbă unul, de exemplu, și trebuie să ajungă la servici la ora 6, dacă e puțină distanță, trebuie să scoale la ora 5. Ora 5, ora 4, jumătate, omul acela tot pune ceasul să sune, mai ales când începe serviciul. După un anumit timp, iubiții mei, nu trebuie să mai pună să sune, să scoală înaintea ceasului. Și merge și face servici. Știți care e visul acestor oameni care ies la pensie? Când ies la pensie, prima zi dorm până la 11, până la 12, sunt masator de somn. Problema este când iasă la pensie, la ce oră se spală? Tot la 5 dimineața. De ce? Pentru că ceasul lui biologic e setat într-un anumit fel. Slujbele noastre în biserică, mai ales slujba de seară, ține 2 ore. În timpul ăsta, 2 ore se cântă, se recită, se roagă, ne ridicăm în picioare, pe genunchi, cântăm, totul e ok. Când se apropie ora 8, vrem, nu vrem, la ora 8 sună soteria. Până atunci, slăvit să fie Domnul, aleluia, măreți să fie Domnul, ascultă, de la ora 8 încolo. Păi da, nu încheie omul ăsta, fi venit el din Moldova, dar chiar de ține aici, este program. Numai cei mai spirituali rămân cu mine. La ora 8 jumate nu mai vorbesc. De aceea e important pentru noi, din punctul ăsta de vedere, și eu am observat lucrul acesta și sunt foarte atent la acest aspect. Sunt foarte atent. Există o vreme când se seamănă cuvântul. Poeziile, cântările pregătesc terenul, adică dau ară, discuiesc și așa mai departe. Dar vine momentul semănării cuvântului. Cuvântul trebuie semănat în timpul optim. Mulțumesc fraților că mi-au dat un timp potrivit pentru lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul! Amin. E adevărat că după ce termine o predică, este loc de cântare, eu stau și mă ascult în continuare. Cu toate trebuie să merg acasă. Dar stau și mă ascult în continuare pentru că e un moment frumos, deosebit, să cântăm împreună. Însă aș vrea prin cuvântul acesta pe care îl avem să învățăm câteva lucruri. Există un loc binecuvântat. Un loc extraordinar. Un loc în care nimeni nu se poate atinge de tine. Nu contează că e un virus modificat, care e rezistent la antibiotice. Nu contează că e vorba despre un glonte ultra-rapid. Nu contează că e o săgeată care zboară lăgima sau o molimă sau o ciumă. Nu contează că oameni răi vin împotriva ta. Nu contează. Nimeni nu te poate atinge acolo. Efectiv, Biblia spune, nu trebuie să te temi. Nu trebuie să te temi. N-au ce-ți face. Ești asigurat de o protecție unică. Nu de o gardă prezidențială, ci garda de îngeri te păzește ca nu cumva să-ți lovești piciorul de pe piatră. Ești păzit și ocrotit. Și asta e sub ocrotirea celui preanalt. Acolo se întâmplă lucrurile astea. Biblia începe în Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Frații mei, în seara asta aș vrea să vă vorbesc, stimați ascultători, că Psalmul 91 este un psalm aplicabil. Foarte mulți dintre noi spunem, Domnule, nenorocit, s-a întâmplat. Dacă nu mergea pe drumul ăla, dacă nu se întâmpla, aș vrea să vă spun, Dumnezeul Bibliei numără firele de păr din cap. Eu nu știu când a început să-mi cadă primul fir de păr. Am constatat cu stupare că tot a căzut. Dar nu știu exact câte mai am. N-am avut timp să vi le număr,
cu toate că am mai puțin ca alții. Dar este unul care îmi contabilizează mire fire de păr. Știe câte am, câte au căzut și câte mai am în continuare de căzut, câte vor cădea mâine. Știe toate astea. Știe fiecare celulă a corpului meu. Știe multiplicarea celulară din corpul meu. Eu nu pot să-mi dau seama că noi am razna multiplicarea celulară, că cancerul ăsta este multiplicare celulară necontrolată. Nu știu. Nu dau comandă. Eu nu dau comandă inimii mele să bată în mod normal. Nu dau comandă ochilor mei, ploapelor mele să funcționeze. N-am grijă asta. Cineva care dă viața, mișcarea și ființa se ocupă de toate astea. Slăvit să fie Domnul. Pune automatismele astea în noi și se ocupă de așa ceva. Însă, acest Dumnezeu măreț și binecuvântat poate să te protejeze dacă ești sub ocrotirea Lui. El poate să-ți ofere lucrurile astea. Există foarte mulți oameni care vin și spun în felul următor, dacă voi ajunge eu, primar, prefect, senator, președinte, director, voi ajunge, te voi putea ajuta, voi putea să fac niște lucruri. Și există oameni cu gândul bune, oameni care efectiv doresc să-și ducă la bun sfârșit promisiunile. Marea problemă că după ce ajung oamenii ăștia pe o poziție cu pârghii de influență în domeniul respectiv financiar, economic și spiritual, cu toată dorința lor de a-L ajuta, vin la un moment dat și spune, am vrut, dar nu pot. Nu îmi stă în putere. De-aia medicii strâng din număr în anumite situații. De-aia politicienii strâng din număr în anumite circumstanțe. De ce? Pentru că omul nu este limitat. El nu poate spune, te pot păzi eu. Nu ne putem păzi unii pe alții de o banală gripă. Nu vorbim de alte lucruri. Cel ce scrie Psalmul 91, în schimb, poate să păzească. Este Dumnezeu slăvit să-i fie numele. El are acoperire în ceea ce spune. Dar eu vin să vă spun dumneavoastră, vă voi păzi să nu răciți în următorul timp. Când vine, se instalează primăvara, trece frigul iernii și o situație climatică și oamenii sunt expuși la diferite viroze și diferite stări de schimbul buștei, de temperatură, eu vă voi păzi. Veți începe să zâmbiți. Pentru că veți spune, păzește-te pe tine dacă îi să poți. Păzește dacă îi să poți lucrul ăsta. Nu am eu puterea asta. Nu există un om care să... Dacă Dumnezeu vine și spune, te voi păzi de orice viroză, păi să știi că te păzești, pentru că e Dumnezeu, slăvit să fie numele. Și vine și spune, nu numai de lucrurile astea. Te păzesc de foarte multe lucruri. Îți voi da viață lungă. Dar toate aceste promisiuni din Psalmul 91, nu sunt pentru toată lumea. Nu sunt pentru toată lumea. E un psalm extraordinar. Psalmul 91 parcă ar scoate din ecuație faptul că am zice noi, cel care trăiește, Psalmul 91, e un om care e binecuvântat, e păzit de Îngerul lui Dumnezeu, să nu-și lovească piciorul de vreo piatră, nu cumva o anumită unghie, la un moment dat, să fie lovită. Omul acesta e păzit de săceată, e păzit de molimă, e păzit de ciumă. Nu trebuie să se teamă de groază din timpul nopții. Nu trebuie să-și facă complexe de tsunami. Nu trebuie să-și facă părere de rău de cutremure care au loc. Astea pe el nu-l vor afecta de nimic, vor fi știri, doar atâta pentru el. Omul ăsta e binecuvântat extraordinar. Știți ce spune Biblia despre omul ăsta? Cu toate că mulți. Voi fi cu el la strântorare. Deci trece și el prin strântorare. Marea problemă că atunci când trece prin strântorare, va avea parte de asistența mea. Slăvit să fie Domnul. Asta nu exclude faptul că ai să ai greutăți. Asta nu exclude faptul că ai să fii la strântorare, adică la loc în care nu poți de învârtare bine. Nu ești la loc la... Vei fi, dar Dumnezeu va fi cu tine acolo să te ajute să te călăuzească. Lăudat să fie Domnul. Amin. În seara aceasta aș dori din psalmul acesta câteva gânduri să vă vorbesc de cum am putea beneficia de toate făgăduințele de aici. Că sunt extraordinari. Eu n-am timp să trec în revistă. Dumneavoastră mai citiți-le odată acasă. Însă, ca să puteți beneficia, trebuie să fiți unul într-un loc. În primul rând, trebuie să fiți sub ocrotirea celui prea înalt. Cum intri sub ocrotirea celui prea înalt? Ce să faci să intre sub această umbrelă autoprotectivă în care să stai înaintea Domnului, să te protejeze în mâna lui Dumnezeu? Cum poți să intri acolo? Poți să intri pe baza faptului că arăți bine? Poți să intri pe baza faptului că te cunoști cu cineva suspus? Poți să intri pe baza faptului că neam de neamul tău sunt oameni care iubesc biserica și iubesc închinarea? Oare poți să intri pe asta? Dumnezeu a văzut că foarte mulți oameni au încercat să intre sub locul acesta binecuvântat, sub ocrotirea celui preînalt, prin diferite metode, dar nu au putut intra. De aceea Dumnezeu ne-a făcut o ușă ca să putem intra. Și ușa se numește Iisus Hristos. Atât tot.
N-are altă ușă Dumnezeu să intre sub ocrotirea Lui decât Iisus Hristos. De aceea când Hristos a venit în lume, pe lângă multe declarații cu acoperire pe care le-a făcut, a spus, eu sunt ușa. Cine intră prin mine va avea viață. Lăudat să fie Domnul. Întrebarea mea pentru tine, știu că doresc să beneficiez de viață lungă. Știu că doresc să beneficiez de protecția și îndurarea lui Dumnezeu. Știu că doresc să beneficiez de umbrela aceasta care te va proteja. Problema este, ești acolo. Că din afară nu poți să fii păzit. Din afară ești oricând în pericol. În afară ți se poate întâmpla orice. Pentru că în afară nu-i zona aceea de acoperire a lui Dumnezeu. Ca să intri în zona aceea de acoperire, trebuie să intri pe ușă. Și încă o dată vă repet, ușa este Iisus Hristos, slăviță pe Domnul. Creștinismul de astăzi are o anumită poziție, și anume, toți credincioșii din orice confesiune religioasă apreciază grozav destinația pe care ne pregătește Hristos. Este ca la o agenție turistică care ne prezintă destinația. Poze frumoase, litoral bine scăldat de razele soarelui și de apa mării, totul e limpede, totul e frumos, totul e grozav. Problema este că destinația nu e aproape și există un traseu până la destinația respectivă. La fel și Dumnezeu ne prezintă în Scriptură destinație extraordinară. Când Hristos s-a uitat unde să-și întemeieze împărăția Lui și ca a Lui răscumpărat cei ce cred în El, să aibă împărăția lor, un loc în care să se bucure de liniște și de pace, s-a uitat la toate locurile de pe pământul ăsta unde își petrec oamenii concediu. Dar n-a găsit niciunul vrednic să calce talpa celor ce cred în El. Și atunci a spus, mă duc să vă pregătesc un loc la Tatăl, slăvit să fie Domnul. A plecat de pe pământul acesta să ne pregătească un alt loc și o altă locuință. Fotografii pe care le avem minuscule din împărăția Domnului, date atât în cartea lui Daniel, atât în cartea lui Zaharia, dar în mod special, în cartea Apocalipsului, ne vorbesc de un pom al vieții, de un râu al vieții, de strâns de aur străveziu, de o lumină care luminează acolo, ceva extraordinar. Sunt câteva poze cu destinația noastră. Ne place din grozav destinația. Ne place raiul. Ne imaginăm să ajungem în rai. Știți ce ne place? Calea acolo. Calea nu ne place. Și calea se numește Iisus Hristos. Ne place la toți. Nu contează ce confesiune suntem. Vrem că atunci când încheiem drumul lumii pe pământul acesta, să ajungem la destinația pe care ne-o dorim. Dar ca să ajungi acolo, trebuie să iei traseu. Și traseul se numește Iisus Hristos. Și când te întreabă cineva, cum vrei să ajungi în împărăția Domnului? Mai se văd, poate că așa, nu, Domnule, ajung prin Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru că îl respect pe El. Pentru că eu sunt creștin care respect pe Hristos. Ești tu pe cale? Nu poți să îmi dea cineva la un moment dat să-mi spună, să spună la un moment dat, Domnule, în Spania este un loc deosebit, un loc fabulos, un loc în care te poți odihni, este o stațiune extraordinară. Și eu spun, Domnule, cum se poate ajunge? Păi eu iei cu mașina din România, traversezi Ungaria, ajungi în Austria, din Austria mergi mai departe, treci sudul Franței, Germaniei sau imediat intri în Franța și apoi ajungi în Spania. Și eu la un moment dat spun, băi, e fain, am prins traseul, dar o iau spre Kiev. O iau spre Rusia. Aș vrea să vă întreb, când găsesc eu în felul ăsta Spania, luând-o invers? La fel foarte mulți dintre noi. Vrem să ajungem în împărăția Domnului, dar nu ne interesează ce spune Hristos. Nu ne interesează că Hristos spune, trăiți adevărul. Trăiți în sfințenie, trăiți în neprihănire, respectați-vă și iubiți-vă unii pe alții. Noi luăm invers, dar vrem să ajungem unde ne-a pregătit Domnul locul. De-aia trebuie să fii pe cale. Doamne ajută! De-aia trebuie să fie Hristos, Domnul vieții tale, bucuria vieții tale. De-aia trebuie să fie. Biblia spune prin Apostolul Ioan, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. E atât de important ca Hristos să fie Domnul vieții tale. Că numai prin El poți intra sub această umbrelă protectivă a lui Dumnezeu. Numai așa poți să fii ocrotit de Dumnezeu și păzit de mâna bună a Domnului. Citeam cândva despre faptul că la un moment dat un anumit bogătaș din Germania, un colecționar de artă, căruia îi murise soția, rămăsese văduv, avea un singur copil de vreo 22 de ani, un băiat frumos, deosebit. Era în Germania în anii celui de-al doilea război mondial. Dar cum era obiceiul la vremea aceea, a fost încorporat în armată și trimis pe frontul din Est, în Rusia, copilul lui. Omul acesta care avea în casă
film colecționar, tablouri de Rembrandt, de Picasso, sculpturi celebre, totul era garnisit cu aceste tablouri deosebite. Într-o zi a primit vestea tristă că fiul lui a murit pe frontul de vest și că guvernul Germaniei îi mulțumește pentru aportul la războiul care avea loc. A fost terminat bătrânul acesta, când singurul lui suport și singura lui bucurie, copilul lui care îi mai rămăsese, a fost anunțat că a murit. Au trecut vreo 2 săptămâni și la ușa lui, la un moment dat, sună cineva. Era un soldat îmbrăcat în haine militare, care a bătut la ușa lui și căpătat în picior și a spus, îmi permiteți să stau de vorbă cu dumneavoastră 5 minute? Și bătrânul a spus, da, spune, ce te-a adus la mine? Eu am fost omul, soldatul, să-l bat de fiul dumneavoastră. El stătea în tranșeu, cât de cât în siguranța tranșeului. Eu am fost rănit între cele două fronturi. Nu s-a găsit nimeni să vină să mă ia de acolo, de unde eram expus. Sângeram, eram lovit la un picior. Singur fiul dumneavoastră, prin educația pe care ați dat-o, a venit, s-a trânit până la mine, m-a luat în spate și m-a dus în siguranța tranșeului. De când pășea să mă duc în siguranța tranșeului, l-a lovit un glonț în piept, în ochii mei și în brațele mele. A murit fiul dumneavoastră. Cât am stat 2 săptămâni la infermerie să mă refac de la rana de la picior, i-am creionat pe o bucată de hârtie chipul fiului dumneavoastră, așa cum l-am văzut eu în ultimele momente. L-am pus așa. Și soldatul a băgat mâna la sân, a scos o hârtie motorită și a dăruit-o în creion chipul, tu creat după el, a fiului bogătașului respectiv, acestui om. Și a spus, e singurul mod în care eu pot să vă mulțumesc pentru faptul că eu trăiesc din cauza jertfei fiului dumneavoastră, pentru ceea ce a făcut el pentru mine. Îmi permiteți să mă retrag. Bătrânul a luat coala aceea desfăcut-o și s-a uitat că semăna izbitor de mult ceea ce a făcut tânărul ăsta 2 săptămâni de zile la infirmerie cu chipul fiului său, chiar dacă era făcut în creion. A luat bătrânul după ce a plecat soldatul, a călcat bine hârtia aceea, a mers și a făcut o ramă. Rama era mai scumpă ca hârtia. Și a pus-o în holul lui central. Dincolo de tablourile celebre, holul central era tabloul fiului său. Era acolo. A trecut vremea și bătrânul a murit. Și s-au adunat toți colecționarii, toți bogații de după război să colecționeze operele alea de artă, deosebite, extraordinare. Și când a început licitația, cel ce conducea licitația, a spus, primul tablou care se va vinde, va fi tabloul fiului. Cine cumpără tabloul fiului? Cine dă $100 pe el? Și oamenii de ăștia au spus, lăsați-ne, domnule, cu mâzgălitura aceea. Nu ne trebuie un nou tablou fiului. Aia a fost o măzgălitură făcută de un soldat, o cunoaștem istoria, care seamănă cu chipul proprietarului. Aia e zero. Noi am venit de pentru picturi de Rembrandt, de Picasso, de Michelangelo, de toți ceilalți aici, în zeci de milioane de dolari. Noi vrem alea. Am venit să cumpărăm, nu ne veni cu măzgălitura aceea în fața noastră. Totuși, cel ce conducea licitația spune, totuși primul, conform testamentului, trebuie să se vândă tabloul fiului. Cine cumpără tabloul fiului? Cine dă $50 pe el? Nimeni nu se. Lasă-ne, Domnule, odată în pace, dă-l la o parte și intră la lucruri serioase odată. Cine vrea tabloul fiului? Cobor la $30, cobor la $10. Cine dă $10 pe tabloul fiului? Nimeni nu dădea. Nu dă nimeni, Domnule, lăsați-o în pace. Cine dă $5? La un moment dat, un bătrânia de acolo spune, se ridică și spune, oameni buni, eu sunt grădinarul acestei proprietăți. Stăpânul meu a murit, am un salariu foarte mic, după război e greu, dar m-am înțeles bine cu copilul lui, cu băiatul lui. Într-adevăr, tabloul seamănă foarte bine cu el. Știți, am să fac un efort și am să cheltuiesc din micuța mea avere, cât am eu, $5 pot să dau pentru tabloul fiului. La care cel ce conducea licitația spune, tabloul fiului este vândut și totodată licitația se încheie. Ăștia fac tot în sus. Măi, dar cum, dar abia s-a vândut asta? Bine că a scăpat din măscălitura asta. S-a vândut, în continuare se vinde. Nu, nu, conform testamentului. Cine cumpără tabloul fiului are restul averii. Are restul averii. Nu e așa? Fiecare dintre noi a venit la licitația Domnului și a zis, Doamne, dă-ne sănătate, noi pentru asta am venit. Dă-ne putere financiară. Vrem să ne bucurăm de o viață înveșugată. Dar Domnul vine și spune, cine are pe Fiul, are tot. Nu ne trebuie măzgăritura aia care a trăit acum 2000 de ani, care a stat pe o cruce. Nu ne trebuie. Noi vrem sănătate, vrem bani, vrem succes, vrem toate astea, fără Fiul. Noi ne vrem fără Fiul. Într-o zi, dacă ar fi bun și Fiul, l-am primit. Dar acum vrem fără Fiul. Vrem să ne bucurăm ca și creștini de binecuvântările Fiului. Atâta tot. Și licitația continuă. Cine totuși dorește într-o lume în care Hristos este scos din școli, este scos din completele de judecată, este scos de peste tot și se luptă la lucru
locul acela. Cine mai vrea să-L primească pe Fiul? Cine? Licitația continuă. Și oamenii pur și spun, nu ne trebuie așa ceva, îl scoatem și din Constituție, de peste tot, nouă ne trebuie numai beneficiile pe care le aduce El. Și licitația continuă. Și rând pe rând, sunt tineri și tinere, bărbați și femei, care spun, cumpăr eu tabloul Fiului. Vreau eu să-L am pe Fiul. Și în dreptul lor se încheie licitația. Cine are pe Fiul, are tot. Slăvit să fie Domnul. Amin. În seara aceasta, este aici, și din nou e licitație. Și din nou Dumnezeu, în dragostea Lui, vine și spune, în locul acela de protecție și de ocrotire, există doar o ușă. Și ușa aceea este Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, stimații mei tineri, v-ați programat foarte multe lucruri în viață. Știți că mulți dintre dumneavoastră vă descurcați să faceți anumite lucruri, sunteți foarte pricepuți în tehnologie. Dar vreau să vă întreb, l-ați primit de Iisus Hristos ca Domn al vieții voastre? Tabloul Fiului figurează în centrul vieții voastre? Chiar dacă pentru unii e o mâzgăritură, chiar dacă pentru unii e o legendă, este Hristos Domnul vieții voastre? Că toate binecuvântările din Psalmul 91 sunt adresate doar celor care dau pe Fiul. Dumnezeu să vă binecuvinte. Aș vrea să vă spun că binecuvântările acestea sunt adresate celor ce ajung aici. Și v-am vorbit cum se ajunge aici. Prin Iisus Hristos, ușa noastră, slăvit să fie Domnul. Dacă să ai parte de aceste binecuvântări, trebuie să rămâi acolo. În primul rând, iubiții mei, vreau să vă spun că cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt este păzit. Există o zonă în care Dumnezeu o păzește. Cu toate că Dumnezeu este pretutindeni, este atot cunoscător și atot înțelept, atot puternic, totuși este o zonă pe care El o apără. În zona aceasta este sfințenie, este pocăință, este neprihănire, este bun simț, este înțeles, este zona pe care El o protejește. Cel ce stă în zona aceasta este ocrotit, slăvit să fie Domnul. Cel ce stă sub ocrotirea celui vrea, dar cel care se plictisește, cel care spune, Doamne, m-am plictisit în adunarea asta. Se adună cu tare, cu tare, cu tare, eu mă plictisesc. Mă mai duc puțin așa, mai o discotecă, mai un stadion, mai o... În momentul când ești de sub binecuvântarea lui Dumnezeu, s-ar putea să ai probleme. În biserică la noi, într-o zi, stăteam de vorbă cu cineva care slujește biserică, este un frate credincios, și spunea el, frate, știi cum m-am lecuit eu de lume? Și eu i-am spus, sunt curios, să știu. Tata m-a trimis la școală la Brașov. A trimis la școală la Brașov, m-am născut în familie de oameni credincioși, mama și tata ne punea la rugăciune. Apoi, totdeauna când ne punea la rugăciune, tot ne uitam fistigat, dincolo de zona aia, parcă aia cântau mai fain. Parcă aia se distrau mai bine. Parcă aia erau deosebiți așa. Și dintr-o dată tata m-a trimis la școală la Brașov. M-am dus la școală la Brașov, avem prieteni, mergeam la biserică. Dar într-o seară a zis, ia nu mă mai duc eu la biserică. Ia să mă duc eu să văd cam cum e așa situația la un moment dat. Și tânărul ăsta, în loc să fie la biserică cu colegii lui, să fie acolo unde părinții s-așteptau să fie, probabil și părinții îmi spuneau Domnului în biserică unde erau, Doamne, mulțumim că copilul nostru sigur acum e la adunare, el nu era. El ieșise din zona respectivă. Ieșise din zona, nu era acolo. S-a dus ca și fata lui Iacov, Dina, să vadă ce mai fac fetele țării. A ieșit din zona protectivă a lui Dumnezeu. Și pe când mergea el așa, la un moment dat se întâlnește cu cineva, care din mai mulți tineri care erau pe stradă, s-au oprit tocmai în dreptul lui. Și a spus, știi ce, dăm niște bani că vreau să-mi cumpăr o bere și n-am bani destui. Și ăsta le spune, dar ce ocazie trebuie să-ți dau ție bani? Când ăla i-a oferit câteva așa, scurt așa, o zic că m-a umplut de sânge în doi timp și trei mișcări. Și-a plecat de mine. Nici nu-l cunosc, nici nu știu cine. De fața tine, dreptul în dreptul meu, s-a oprit, mi-a cerut bani, i-a spus că n-am de unii, că eu așa, și m-a bătut. M-a bătut, m-a lăsat acolo și acum eu stăteam și mă gândeam, dacă eram eu la adunare. Cântam acele cântări foarte plictisitoare, dar nu eram bătut așa de bine acum. Dumnezeu și-a trimis solului ca să mă duc înapoi la zona de protecție. De momentul ăla am zis, mă duc înapoi în casa Domnului. A fost un exemplu simplu, nu vreau să vă vorbesc în seara aceasta de situații dificile, de fete care au gândit ca fata lui Iacov și că s-a întâmplat niște catastrofe. Și apoi au pus întrebarea, de ce s-a întâmplat așa ceva? Au ieșit de sub protecția lor. Prin gândirea lor, prin modul lor de a se îmbrăca, prin atitudinea, prin flirtul pe care l-au făcut cu cine nu trebuie, au ieșit. Ochi frumoși, așa, făcuți într-o parte și în alta, au ieșit de sub protecția Domnului.
Ei cred că după ce ești de sub protecția Domnului, numai fiindcă te-ai botezat sau fiindcă ești copilul nu știu care, tu poți să-ți permiți să te joci de-a păcatul cu un băiat sau cu o fată sau cu cineva într-un anumit grup infracțional și să crezi că poți scăpa. Când ești de sub protecția Domnului, Dumnezeu nu vine după tine. Îngerii rămân în protecția respectivă. Tu poți să ajungi în situații foarte dificile, pentru că ieși din zona aceea. Cel ce are parte de binecuvântările acestea este cel ce rămâne, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Slăvit să fie Domnul! Amin. Cel mai puternic om care a trăit în lume a fost Samson. Îmi spune Sfânta Scriptură că Duhul Domnului îl mișca pe Samson între Țoria și Eștaor. Între Țoria și Eștaor. Acolo îl mișca. Dacă vă uitați pe hartă, sunt două zone de vreo 20 de kilometri. Între zonele alea, Samson era puternic. În momentul în care Samson a spus, sunt destul de tare să mă duc și la Timna. Sunt destul de tare să mă duc la Valea Sorec. Sunt puternic, sunt deosebit. Îmi părăsesc zona. După ce și-a părăsit cel mai puternic om, zona în care el era păzit, ocrotit și rămânea judecător în Israel mulți ani de zile, a crezut că poate să fie puternic pe o altă zonă. A ieșit de sub ocrotirea celui prea înalt. I s-a luat puterea, a fost orbit și din cauza aceasta a murit. Cel mai puternic om. Pentru că toată protecția lui Dumnezeu este pentru cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Trasează-ți foarte bine granițele și vezi până unde ține protecția Domnului. Cele mai multe întrebări care se fac la conferințele cu tinerii, la conferințele cu frații, se pun întrebări, până unde pot să merg eu ca să știu sigur că Dumnezeu mă păzește? Cât pot eu să fac aici? Până unde pot să mă duc eu? Dar de ce nu stai într-o zonă sigură? De ce? De ce gândim greșit? Mă uit de foarte multe ori și le spun fraților aspectul acesta. În anumite domenii știm să ne păzim. Știm să ne păzim. Dacă mie mi-ar fi sete și ar fi cerut în seara aceasta și aș fi spune frații mei, aduceți-mă un pahar cu apă. Și cineva mi-ar aduce două pahare și le-ar pune aici. I-aș mulțumi frumos, numai că el îmi spune, fratele meu, ți-am adus două pahare cu apă. Marea problemă este că în unul din ele am turnat o picătură de cianură. O otravă mortală. Câtă sete am eu? Din care credeți că beau? Sau spun așa, ăsta are, ăsta n-are. Nu, nu, ăsta are, ăsta n-are. Fac vreodată așa ceva? Cum din domeniul spiritual spune, ăsta cred că merge, asta merge, asta nu merge, asta merge, asta... Și fiecare are cerul. Cum ne jucăm cu adevărul ăsta? Dacă în domeniul cianurii și a morții imediate, fizice, nu ne permite, aruncăm tot apă și facem și parele. De ce? Pentru că m-a anunțat că are așa ceva. Cum de nu, în domeniul acesta spiritual spunem, dom'le, asta se poate, asta se poate. Cred că o să fie bine până la toată lumea. Dar dacă Biblia îți spune că nu va fi bine, că nu ești protejat, că minciuna nu e apărată, că înșelătoria nu e apărată, că furtul nu e apărat, că răutatea nu e apărată, că ura nu e apărată, că vorbirea de rău nu e apărată, de ce te joci cu ea? De aceea e important pentru noi să rămânem sub ocrotirea celui prea înalt. Dumnezeu să ne ajute. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt este protejat de Dumnezeu. În Vechiul Testament există o lege pe care Dumnezeu a dat-o și anume cine trebuia să-și facă o casă nouă, pentru că acoperișul la evrei era plat, trebuia să facă un păliman sau o balustradă pe acoperiș pentru siguranță. Dacă eu am venit și am fost primit foarte bine la familia Gal, mulțumesc pe această cale dumnealor și dragostei lor pentru numele bisericii cu care m-au primit în familia lor, dacă aș fi invitat cu copiii mei la familia lor și aș avea copii mici, la evrei se servea masa pe acoperiș. Gândiți-vă că noi cei mari știm care e marginea acoperișului. Cunoaștem când trebuie să mergem acolo. Dacă casa mea are două sau trei etaje, e foarte dificil să cazi. E dificil să cazi numai de pe acoperiș fără niciun etaj. Dar să mai ai casa cu două sau trei etaje. Ei, gândiți-vă dumneavoastră că trebuia să construiască o balustradă pe margine. Pentru cei maturi. Știu că nu se apropie de margine, dar copiii se joacă de-a fugărita pe acoperiș. Și omul